Salut, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre un site care nu ne permite să dobândim criptomonete doar unindu-ne la acest site. Deci eu am intrat acest site de vreo câteva zile și îl testez că el abia a început. Ce se întâmplă aici? Uitați, vedeți niște cifre, se mișcă, mi-arată că eu ceva am câștigat. Dependență de ce viteză aveți la internet, aveți diferite viteze de dobândire a monetelor date. Dați traduc. Site-ul în rusă, dar dacă depuneți traducere, ceva o să înțelegeți. Tot timpul este ieșire, pur și simplu unii când văd rusă, oriceva, se pierd și nu știu ce să fac. Deci, scrie, ați câștigat așa ceva și fiecare jumătate de oră, cifra aceasta care se adună aici, ea se transformă în aceasta, BMC. Un BMC sau 0 BMC, 56 întreg și 35 dolari. Deci aici nu trebuie făcut sarcină ceva, pur și simplu aici este un indicator, unde reglați viteza, mai mare, mai mică. Deci nu puneți maxim că el o să lucreze. Catar calculator nu se oprește, oriceva n-a observat. Pur și simplu la maxim lucrează și la mine viteza, în principiu, e mitică la internet, dar eu scrie ce viteză la unii, am văzut că are și 50 și 100, ce indicator acesta. Din cunoscut care s-au unit. Deci, la afiliere, aici este linkul de referral, care dacă îl găsiți, puteți să-l copiați, adică el este aici. Îl copiați. Și îl dați la cunoscut. Eu deja am făcut un video în rusă, pur și simplu, că site-ul în rusă și 20 persoane s-au unit. De la ei, 8% din ce ei fac vine nouă. Deci, aici scrie 8%. Deci, aici nu se cere investiții, nu se cere nimic. Deci, e destul de bine. Cine are bloguri, poate să incorporeze scriptul acesta în blog și toți care se uită la site-ul vostru sau blogul care îl aveți și eu o să vă ducă. Dar trebuie de prevenit ca să nu se primească nici să omni eroare. Așa, cum se face înregistrarea? Da, să mă deconectez. Deci când intrați după linkul de referral, se încarcă așa ceva, unde tot el vă arată că lucrează, dar dacă nu sunteți înregistrați, nu se adună aceste monete în contul vostru personal. De ce? Ca să faceți înregistrare, apăsați pe butonul acesta. Unde faceți inițial traducere ca să înțelegeți ce unde și ce se face. Prima, punem numele, pe urmă adresa de e-mail, mai jos login-ul, numele de utilizator, parola, care o să intrați în cont, repetați parola și apăsați pe înscriere. Aici mai jos nu faci nimic, aici dacă încalci ceva, ați uitat parola. Deci doar aceste
5 spațe le împliniți și îndepliniți și apăsați pe înscriete. După aceea, deja puteți să intrați în cont cu datele care le aveți. Și uitați, trebuie să fie... Deci când intrați în interior, deja aici se sumează toată puterea care a acumulat-o, deci treptate, uitați, și este direcția de noutăți. Site-ul a pornit pe 25 septembrie 24. Și treptate e de fiecare dată ceva mai adaugă. Îi perfecționează site-ul și ultima notație spune că în curând o să micșoreze pragul de retragere a banilor. Acum e 01 BNC care face 56 de dolari. Scoate scos pe Pair, ADV Cash, Kiwi, Yandex și Visa. Deci Pair și ADV Cash. Vă recomand să folosiți. Echelante sunt răspândite în Rusie. Și comisia, vedeți că e acolo 2%, 3% la scoatere. Restul e mult. Ales Visa Card, o taxă de 5 dolari plus încă 6% din sumă care o scoateți. Și faceți cât mai multe invitații ca ei să vă mai aducă și ei în plus. Deci site-ul, cum a intrat pe calculator și a spornit internetul, a intrat odată în site-ul acest. Trebuie odată zilnic doar de intrat în acest site. Să vedeți că el merge. Deci dacă nu intrați, pur și simplu pentru ziua aceea nu vă vine nimic. Deci el lucrează numai atunci când este unit la internet calculatorul și sunteți conectați la cont, dar adică nu trebuie să fiți ieșiți din cont. În profil aici vă introduceți datele de scoaterea banilor, Pair și ADV Cash. Portofelele. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.